Cea de-a 15-a ediție a festivalului Concurs de Interpretare Mândru Cântec Sălăjan a avut loc marți 5 noiembrie 2024 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Ediția din acest an a fost dedicată câștigătorilor edițiilor trecute la categoriile soliști vocal și instrumentiști, secțiunea claselor 9-12. Organizat de Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu sprijinul Clubului Rotary Zalău și al Casei de Cultură a Sindicatelor, festivalul a premiat cei mai talentați tineri interpreți de muzică populară. Trofeul festivalului și premiul Clubului Rotary Zalău au fost câștigate de Andrei Găidoș. La categoria soliști vocali, premiul întâi a revenit Alexandrei Antal, urmată de Andreea Mirișan și pe locul 3 de Larisa Fiț și Diana Hărăstășan. La secțiunea soliști instrumentiști, Antoniu Coste a obținut premiul întâi, iar Luca Iepure premiul al treilea. Juriul a fost alcătuit din Savane Greambrudașcu, Andrei Haneș și Daniel Săuca, care au evaluat performanțele participanților și au acordat premiile ediției.